Reprezentanții PSD Giurgiu au preluat mesajul transmis de la centru și anunță că noul guvern va avea sprijinul socialdemocraților, însă cu aceleași condiții referitoare la continuarea măsurilor și proiectelor anunțate de mai mult timp de PSD. Din punct de vedere al Partidului Social Democrat au fost câteva lucruri foarte clare enunțate și aici mă refer la dezvoltarea, la continuarea proiectelor de dezvoltare locală a infrastructurii, continuarea punere în aplicare a prevederilor noului cod fiscal, măsurile cu impact social, pentru că ați văzut că Partidul Social Democrat a venit cu niște măsuri de reparare a tuturor nedreptăților care s-au făcut în ultimii ani și multe alte obiective care au fost asumate prin programul de guvernare a fostului premier Victor Ponta. Liderul PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, a declarat la rândul său că are încredere în noul guvern. El a mai arătat că se așteaptă ca acesta să fie votat fără probleme în Parlament. Eu cunosc personal pe premierul desemnat pe Dacian Cioloș și am lucrat 4 ani cu domnia sa în Ministerul Agriculturii. Îmi pun toată speranța în experiența pe care a acumulat-o la Comisia Europeană în ceea ce privește politicile macroeconomice. Sunt convins că acest guvern de tehnocrați care va fi votat mâine în plenul Parlamentului și astăzi în comisiile de specialitate va avea capacitatea și puterea să treacă această perioadă tranzitorie până la alegerile parlamentare de anul viitor. Liberalii au și ei câteva condiții. Între acestea se numără și înlocuirea unor demnitari din ministere sau instituții publice. Un al doilea obiectiv al acestui guvern este acela de a, să spunem, curăța structurile statului, ministere, vorbesc de ministeri și instituțiile subordonate, deconcentrate, de politicieni puși pe alte criterii decât cele de competență. Atât liberalii cât și PSD-ul așadar sunt deciși să sprijine cabinetul propus de Dacian Cioloș. În aceste condiții, votul de mâine din plenul Parlamentului ar putea fi doar o formalitate.